Îi mulțumesc lui Dumnezeu că suntem prezenți cu toți aici și că avem ocazia să studiem din nou cuvântul vieții. Marile victorii în istorie, nu numai în creștinism, s-au obținut prin, în ghilimele, mici secrete. De exemplu, când Cirus Persanul a vrut să invadeze Grecia, să cucerească Grecia, Leonidas, care era împăratul Greciei pe vremea respectivă, fiindcă au fost luați prin surprindere, s-au hotărât ca să meargă împotriva lor și să țină piept acestei armate, care era fără număr, așa cum spun istoricii, pe un mic defileu. Avea cu el decât câteva sute de oameni și reușește să întârzi armata persană destul timp, astfel încât armatele Greciei să se poată aduna și să poată câștiga victoria. Și într-adevăr, Cirus este înfrânt la bătălia de la Maraton. Titlul din această dimineață al predicii este unul care sună cam așa: cum să obții puterea morală de a birui orice ispită. Mi-ar place mult acest lucru în viața mea, ca să biruiesc orice ispită, și cred că fiecare dintre noi ne dorim același lucru, fiindcă îl cunoaștem pe Domnul Hristos și vrem și noi să fim cât mai asemenea Lui. De aceea vom citi împreună din Evanghelia după Matei, la capitolul 4, începând cu versetul 1. Atunci Iisus a fost dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit de diavolul. Acolo a postit 40 de zile și 40 de nopți. La urmă a flămânzit. Ispititorul s-a apropiat de el și a zis: dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâini. Drept răspuns, Iisus i-a zis: este scris, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Domnul Hristos, în pustia Iudeii, foarte frumos, doctor Luca conturează contextul și spune că nu Satan este cel care deține controlul. Ne-am așteptat ca Domnul Hristos să fie victimă acolo în pustia Iudeii. E adevărat, vin trei ispite năucitoare peste Domnul Hristos, și ne-am gândit să privim la Domnul Hristos ca la cel care este victimă. El este cel în dreptul căruia Satana vine cu asalturile lui. Dar, dragii mei, versetul 1 spune că, de fapt, Dumnezeu este în control la tot ceea ce urma să se întâmple. Atunci Iisus a fost dus de cine în pustie? A fost dus de Duhul în pustie. N-a fost dus de Satana în pustie. Dacă era dus de Satana în pustie, în ghilimele am considerat că era pe terenul lui Satana. Este dus de Duhul în pustie și n-a fost dus decât cu un scop bine țintit: ca să fie ispitit de diavolul. Și Domnul Hristos, la prima ispită care a avut la bază, ce a avut la bază prima ispită? Pofta. Pofta, da? Care a avut la bază pofta. Domnul Hristos îi rezistă atacului celui rău cu acest cuvânt. Și anume, stă scris: omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Atât la Hristos, cât și la perechea sfântă din Eden, pofta a stat la temelia primei mari ispite. Și planul de mântuire, de fapt, este refacerea legăturii de acolo de unde s-a rupt. Domnul Hristos a întrupat, iar ca noi să putem ajunge în cer, trebuie ca această legătură care s-a rupt între noi și dumnezeire să fie refăcută. Și era normal ca Domnul Hristos să pornească lupta de acolo, de unde Adam a pierdut prima bătălie. Pentru fericirea noastră, Domnul Hristos acolo, după 40 de zile,
Rămâne probabil să ne gândim. Spune foarte frumos Sfânta Scriptură că Domnul Hristos a postit 40 de zile și 40 de nopți, la urmă a flămânzit. Deci Domnul Hristos, textul sugerează și rămâne să ne mai gândim, că Domnul Hristos în timpul postului nu a flămânzit. La urmă a flămânzit, dar rămâne fiecare să ne mai gândim la acest aspect. De fapt, ce este postul? Isaia 58. Am întâlnit o persoană și am rugat-o ca să ne putem ruga împreună și să postim împreună pentru o altă persoană care avea anumite dificultăți. Nu dificultăți fizice, nici materiale, nici de sănătate, ci dificultăți în ceea ce privește viața spirituală. La care a venit un răspuns la care nu m-am așteptat și întotdeauna vor veni peste noi lucruri la care nu ne așteptăm din partea altora și din partea noastră vor veni lucruri la care noi înșine nu ne așteptăm să le spunem. Așa persoana a spus, cum să postesc eu pentru persoana respectivă? De ce să fac acest lucru? Acea persoană, în mintea acelei persoane, postul era un chin. Domnul Hristos a postit 40 de zile și 40 de nopți și nu flămânzește. La urmă a flămânzit. Pentru fericirea noastră, Hristos a exercitat o stăpâne de sine mai tare decât foamea sau moartea. De fapt, atunci când suntem ispitiți să poftim, sau toate ispitele care au la bază pofta, ca să putem rezista acestor ispite, trebuie să avem stăpânire de sine. Iar Domnul Hristos are o asemenea stăpânire de sine încât este mai puternică decât foamea și este mai puternică decât moartea, ne spune un gând inspirat. Pentru ce a făcut Domnul Hristos acest lucru? Pentru ce a dat pe față o asemenea stăpâne de sine? Pentru fericirea noastră. Pentru ca planul de mântuire să se poată împlini și pentru ca și noi, la rândul nostru, să începem această bătălie în refacerea legăturii noastre cu Dumnezeu, rezistând, prin puterea lui Hristos, ispitelor care vin având la bază pofta. Am un slide care aș vrea să fie pus, fiindcă știu că atunci când și urmărim cuvintele, când le și citim sau le vizualizăm, reține mai bine. Hristos se afla în locurile acelea pustii pentru că ascultase de Dumnezeu și El nu voia să obțină hrană prin ascultarea de sfatul lui Satana. În fața Universului, care era martor, Hristos a dovedit că e mai ușor să suferi orice rău ar veni decât să te desparți de Dumnezeu cât de puțin. De fapt, în fața Universului și pentru noi, Domnul Hristos acest lucru vrea să ne învețe, și anume, este mai bine să suferim orice pierdere, de orice fel de natură, decât să ne despărțim de Dumnezeu pentru o clipă sau cât de puțin. Și adesea vor veni situații în viața noastră în care suntem puși în fața situației să sacrificăm. Să sacrificăm principii. Probabil ne se oferă un job bun, dar ne se cere să sacrificăm sabatul. Încă va veni o vreme peste copiii lui Dumnezeu în care li se vor interzice să cumpere și să vândă. Aceea va fi chiar persecuție. Sacrificii. Mai bine, spune Domnul Hristos, să suferim orice fel de rău decât să ne despărțim de Dumnezeu cât de puțin. Ce este stăpânirea de sine? Fiindcă despre stăpânire de sine vom vorbi în această ocazie. Termenul din greacă, enkrateia, are sensul de stăpânire peste sau posesia propriului comportament.
Adesea noi când vorbim despre poftă, ne gândim decât la, probabil, gândul se duce foarte ușor la alimentație. Și este adevărat că pofta în ceea ce privește alimentația, la început pentru Adam și Eva, a fost cea care i-a făcut să piardă relația cu Dumnezeu, i-a făcut să păcătuiască. Dar termenul din greacă pe care apostolul îl folosește și adesea în epistolele sale, vorbește despre stăpânire de sine nu numai asupra apetitului, ci vorbește despre stăpânire de sine asupra întregului comportament și de stăpânire de sine asupra propriilor pasiuni. Apostolul spune că noi va trebui să ajungem la o asemenea situație în care orice gând pe care noi îl avem să-l supunem sau să-l facem rob ascultării de Hristos. Vreau să spun că cel mai greu, din experiență și probabil și dumneavoastră veți cădea de acord cu mine, cel mai greu este să-ți supui sentimentele. E foarte greu să le stăpânești. Dom'le, simți că nu poți să ierți. Simți că ești ca un vulcan care pur și simplu tu nu poți să dai față cu o asemenea situație sau cu o conjunctură care te pune într-o situație în care să te retrasă sau să dispari. Dar, dragii mei, sentimentele vin din gânduri. Dacă gândurile noastre sunt supuse lui Hristos, sentimentele noastre vom avea frâu asupra sentimentelor noastre. Stăpânirea asupra pasiunilor. Viața de credință, Dumnezeu ne iubește atât de mult și pune în fața noastră, este adevărat, e o cale îngustă. Și vreau să spun, fiindcă este atât de îngustă, Dumnezeu este foarte specific. Și îmi place acest lucru. De ce? Mântuirea nu o poate pierde nimeni dacă își dorește din toată inima acest lucru. Dumnezeu spune ce să mâncăm. Dumnezeu ne spune cum să ne îmbrăcăm cu decență. Dumnezeu ne spune să avem grijă de trupurile noastre. Dumnezeu, atunci când pe fruntea noastră apare o întristare, apare o încrețire a frunții datorită unei griji, unui lucru neprevăzut, Dumnezeu știe dinainte aceste lucruri. Dumnezeu ne vorbește în amănunt, în detaliu. De ce? Ca noi să putem ajunge în siguranță la capătul acelei cărări. Am încă un slide care aș vrea să fie pus, tot despre învățăturile pe care le putem lua din ispitirea cea mare pe care a avut-o Domnul nostru la început. Niciuna nu este cea atât de mare ca aceea privind puterea de stăpânire asupra poftelor și pasiunilor. Deci, dragii mei, nu numai pofte, alimentație și pofte de o altă natură, ci se vorbește și despre pasiuni, se vorbește despre sentimente, despre lucrurile acelea care sunt atât de interioare, probabil atât de intime, dar care fac din noi oameni nefericiți, care fac din noi oameni care își pierd buna dispoziție și puterea. În toate veacurile, ispitele care făceau apel la natura fizică au avut cel mai mare efect pentru a corupte și a degrada omenirea. Deci cele mai puternice ispite, sau la care răspund cel mai ușor oamenii, sunt cele care fac apel la natura fizică. Următorul slide. Prin necumpătare, Satana lucrează la distrugerea puterilor mentale și morale pe care Dumnezeu le-a dat omului ca o înzestrare prețioasă. În felul acesta, omul nu mai este în stare să aprecieze lucrurile care au valoare veșnică. Prin afundarea de bunăvoie în cele senzuale, Satana caută să șeargă din suflet orice asemănare cu Dumnezeu. Ce se întâmplă atunci când nu avem Duhul Sfânt care să ne ajute, fiindcă stăpânea de sine, înfrânarea, este o roadă a Duhului Sfânt? Ce se întâmplă cu noi prin necumpătare, atunci când ne lipsește stăpânirea de sine? Ni se distrug puterile mentale și morale, iar noi nu mai suntem în stare să apreciem lucrurile care au valoare
veșnică. Este atât de importantă stăpânirea de sine, este atât de importantă cumpătarea pentru ca să putem să ajungem la capătul, la capătul mântuirii noastre. Cât de importantă este stăpânirea de sine? Este atât de importantă încât ea ne spune că putem identifica adevărata religie care va duce la stăpânirea de sine și nu la stăpânirea unuia asupra altuia. Deci adevărata religie este religia care te învață să ai control asupra ta însuți, să te lupți cu tine însuți și nu control asupra altora. Ce își dorește omul? Omul nerenăscut, omul care are o relație ruptă, fragmentată cu Dumnezeu. Își dorește control asupra altora. Ce își dorește omul care îl înțelege și îl iubește pe Dumnezeu? Își dorește control asupra lui. Este foarte important. O religie, religia adevărată, te învață să ai control asupra ta însuți și nu asupra altora. Când să învățăm noi stăpânirea asta de sine, că eu zic că este foarte importantă, am văzut că Domnul Hristos rezistă, se opune, se luptă, îl învinge pe Satana. Și atâtea exemple și atâtea citate în care oamenii, căutând călăuzirea Duhului Sfânt, rezistă ispitelor. Când să învățăm această stăpânire de sine? La 50 de ani, nu, la 40 de ani, fiindcă atunci se consideră că este vârsta aceea a maturității, probabil și pentru bărbați și pentru femei, din punct de vedere fizic, din punct de vedere emoțional, din punct de vedere al maturității, atunci noi ar trebui să începem să învățăm stăpânirea de sine. La 40 de ani, e vârsta aceea de maxim pentru fiecare om. Atunci? Nu. E foarte apropiat de ceea ce voi spune. Mama ar trebui să învețe pe copii cumpătarea și să preia de sine, nu din copilărie, încă din leagăn. Ce înseamnă din leagăn? Înseamnă că copilul nu prea zburdă. Da? E mic de tot. Când? Să fie învățată încă din leagăn. Avertismentul că tot ceea ce este introdus în stomac afectează nu numai trupul, ci în cele din urmă și mintea, nu este niciodată prea des repetat. Deci atunci când se spune să avem grijă ce mâncăm, să avem grijă când mâncăm și cum mâncăm, da? Dacă am spune în fiecare sabat lucrul, același lucru, nu este prea des repetat. Întrebarea este de ce? Fiindcă este foarte important ceea sau este o foarte mare relație între ceea ce mâncăm și stăpânirea de sine. Pentru cineva care este necumpătat în dietă, este dificil sau mai degrabă aproape imposibil să manifeste răbdare sau stăpânire de sine. Deci o persoană care este necumpătată în dietă este foarte dificil, dacă nu aproape imposibil, să manifeste răbdare sau stăpânire de sine, să țină viața în control. Am cunoscut o persoană care spunea așa, eu la ora 2 mă scol să mănânc. Și am zis, eu la ora 2, nici nu știu că e ora 2. Și am înțeles de ce se întâmplă acest lucru. La ora 2 să te scoli și să mănânci. De ce? Tocmai datorită faptului că trebuie să avem grijă cum mâncăm, ce mâncăm, când mâncăm, cât mâncăm. Toate lucrurile acestea sunt importante. Nu neapărat pentru aspectul nostru exterior, știți? E adevărat, este bine să arătăm frumos. Să avem greutatea ideală. Dar mai important decât cum să arătăm, este ca să avem o viață spirituală bună, care să funcționeze. Viața spirituală nu funcționează dacă noi nu ținem cont de ce mâncăm, cum mâncăm și cât mâncăm. După cum primii noștri părinți au pierdut Edenul prin îngăduirea apetitului, singura noastră nădejde de a recâștiga Edenul este prin tăgăduirea fermă a apetitului și a pasiunilor.
Deci ca să ajungem acolo, trebuie să facem ceva. Trebuie ca în sabat să avem grijă ce mâncăm și cât mâncăm. O dată pe săptămână. Vreau să vă spun că nu e ușor să alergi, să zburzi, să ai un job, un servici care să te solicite și singurele tale ocazii de părtășie cu familia să fie probabil decât seara și să încerci să nu mănânci seara după ora 4, după ora 5, ca digestia să poată să aibă loc până te culci. Și astfel încât ne trezim în sabat, că sunt ocaziile în care suntem cu familia și adesea în sabat avem tendința să abuzăm, să mâncăm mai mult decât trebuie. Sau știți ce facem în sabat? Fiindcă oboseala se adună, e a șaptea zi, da, sabatul, e a șaptea zi, oboseala se adună, fiindcă duminica nu stăm. Noi suntem harnici, duminica nu stăm. Noi începem activitate, chiar dacă nu suntem la servici, facem în gospodărie, avem noi grijă să ne ocupăm timpul, da? Mâncăm, suntem bucuroși, cu toată mâncăm mai mult, fiindcă sunt și bunătăți pe masă, nu este așa? În sabat trebuie să avem ceva deosebit pus pe masă. Și adesea, datorită oboselii, vine senzația aceea, întotdeauna după masă, vine senzația de somn. Ne culcăm. Sau unii dintre noi ne culcăm. Pierdem orele prețioase, care sunt ale sabatului, dar mai mult decât atât, este faptul că nu dăm dovadă stăpâne de sine și pierdem acea putere spirituală pe care Dumnezeu dorește să ne-o ofere. Copiilor voștri nu ar trebui să li se îngăduie să mănânce bomboane. Fructe, asta sună a erezie, știți? Bomboane ca bomboane, conțin zahăr, facem o balanță în mintea noastră, da, ideal ar fi să nu, da? De să nu mănânce bomboane, să nu mănânce fructe, stai puțin, nuci sau orice altă hrană între mese. Între mese, nu între două bucăți de lemn, ci între orele în care trebuie să fie servită masa. Am cunoscut o experiență frumoasă, spunea cineva despre doi copii care au fost dați în grija unui plasament, fiindcă părinții aveau anumite probleme și nu puteau să mai aibă grijă în acea perioadă de ei. Iar acolo, la acel centru de plasament, li se spunea copiilor, acum e ora mesei. Păi nu ne-e foame, nicio problemă. Stați aici cu noi, nu mâncați, dar nu veți mânca decât la următoarea masă. Și copiii, da, nu ne foame, nu mâncăm, se jucau pe acolo, făceau avioane, aruncau. Bun, a trebuit să aștepte 5 ore sau 6 ore până la următoarea masă și mi s-a făcut foame imediat, după o oră, două, nu ne foame. Ce am discutat? Veți mânca? Când? La următoarea masă. E foarte important acest lucru. E lumină de la Dumnezeu și îmi place că Dumnezeu pune o cale îngustă pe care noi să mergem, dar ne și arată cum să mergem pe această cale și e important ca noi să ținem cont de toate aceste lucruri. Știți cum este? Poftim, ne place, ne dă cineva un fruct. Ce să facem cu fructul care ne dă cineva? Adesea mi se întâmpla să merg în vizite și știți, vreau să servești un fruct cu mine, vreau să servești o prăjitură cu mine și am spus, nu întotdeauna am făcut același lucru, dar am spus de multe ori, mă bucur foarte mult că vreți să-mi dați un fruct, dar nu pot să-l mănânc acum. Dacă vreți, mi-l dați, acest măr îl iau acasă, fiindcă nu pot să mănânc. Gândiți-vă dacă eu făceam 7-8 vizite, 7-8 ore într-o zi, păi stomacul meu era terminat, trebuia să mănânc, pe unde mă duceam? Mereu. Și îmi dădeam seama că eu am de suferit și le spuneam. Și unii înțelegeau și spuneau, da, ok. Da, e bine, tu mănânci când trebuie să mănânci. Nu este bine să mănânci între mese, fiindcă stomacul nostru se va îmbolnăvi. Și nu numai stomacul, vom avea de suferit, adevărat, dar se va îmbolnăvi. Mintea are de suferit și viața spirituală, cea care ne poate duce pe noi în Împărăția lui Dumnezeu. În Proverbe 16:32,
Solomon spune că cine se stăpân pe sine prețuiește mai mult decât cine cucerește cetăți. Când eram mic, visam să fiu un erou. Probabil idee implantată așa din filmele pe care le vedeam, cu Superman și așa mai departe. De fapt, orice copil, băiat în mod deosebit, visam să fie un erou. Și îmi doream să fiu un erou. Acum, în lumina Scripturii, nu mai îmi doresc același lucru. În sensul în care îl înțelegeam când eram mai tânăr. Și îmi doresc nu să cucerești cetăți. Ci Solomon spune, cine se stăpân pe sine este mai puternic decât cel care cucerește cetăți. Iar în Proverbe 25:28, ni se spune că omul care nu este stăpân pe sine este ca o cetate surpată și fără ziduri. Care a scopul cetății în trecut? Protecție, asigurare. De aceea oamenii nu locuiau în câmp deschis, fiindcă erau foarte multe pericole din exterior, animale sălbatice, veneau alții ca să-i cucerească, să le fure și așa mai departe, și ei locuiau în cetăți. Gândiți-vă, o cetate fără ziduri. Nu mai e cetate. Așa este viața noastră atunci când nu avem stăpânire de sine, spune înțeleptul Solomon. Vreau să punem următorul slide și mă apropii de încheiere. Puterea stăpânitoare a apetitului se va dovedi a fi ruina a mii de oameni, în timp ce dacă ar fi biruit în punctul acesta, sunt cuvintele inspirate, fraților, dacă ar fi biruit în punctul acesta, ar fi avut puterea morală de a câștiga victoria asupra oricărei alte ispite a lui Satan. Îmi place foarte mult. Ca să putem rezista, să putem avea viață spirituală, să putem să rămânem pe calea îngustă, să ne putem opune lui Satana, va trebui să biruim în punctul acesta. Și dacă vom birui aici, dacă nu ne vom mișca de aici, din acest punct, din această biruință pe care Dumnezeu ne-o dă, noi vom reuși să câștigăm, să avem puterea morală, să învingem orice altă ispită ar aduce Satana în dreptul nostru. Legătura între cer și pământ s-a rupt aici, la poft, la stăpânea de sine pe care omul și-a pierdut-o. Legătura se va reface tot aici, și anume, Satana nu mai poate să interpună între noi și Dumnezeu atâta timp cât noi ne predăm lui Hristos și ne opunem lui în ceea ce privește poftele și apetitul. Și ultimul gând, ultimul slide, noi trăim acum în pragul acestei vremi îngrozitoare și trebuie să o luăm la inimă învățătura pe care ne-o dă postul Mântuitorului. Numai prin chinurile de nedescris pe care le-a suferit Hristos putem aprecia câte rele aduce după sine dedarea neînfrânată la poftă. Pilda lui ne spune că singura noastră nădejde de viață veșnică este de a aduce apetitul și pasiunile în supunere față de voia lui Dumnezeu. Singura noastră nădejde de viață veșnică este ca să aducem apetitul și pasiunile în supunere față de voia lui Dumnezeu. Dumnezeu să fie lăudat, fiindcă Domnul Hristos a dus o luptă, ne-a arătat cum să luptăm, ne-a făgăduit Duhul Său cel Sfânt care ne poate da stăpânirea de sine sau înfrânarea și El dorește ca să ne luptăm. El dorește ca să fim stăpâni asupra nouă înșine și să fim atenți la acest aspect care este foarte important. Vom obține orice victorie. Ne vom putea opune cu succes împotriva oricărei ispite. Vom avea puterea morală de a ne împotrivi dacă vom birui aici. Unde? În ceea ce privește pasiunile și poftele. Dumnezeu să ne ajute ca să avem nu numai în vedere apetitul, ci să avem în vedere tot ceea ce izvorăște din această mare categorie de ispite care au la bază pofta. Și Dumnezeu să ne ajute. Amin.